Coadă la o premieră mondială. În acest spital din Istanbul, oamenii sunt vaccinați de la începutul anului cu serul Turcovac. Primul vaccin anti-COVID elaborat și produs în Turcia. Am mai mare încredere în Turcovac decât în alte vaccinuri, fiindcă este produs de propria mea țară. Mi-aș fi dorit ca Turcovac să fie lansat mai devreme. L-aș fi ales pentru toate dozele de vaccin pe care le-am făcut. Nu m-am vaccinat până astăzi. Am așteptat Turcovac, fiindcă am mai mare încredere în oamenii de știință turci decât în cei străini. Pentru președintele Recep Tayyip Erdogan, Turcovac este un simbol al forței națiunii. Având propriul vaccin, Turcia se numără între cele mai inovative și progresiste țări ale lumii și nu mai e dependentă de nimeni. Dar cât este de eficient noul vaccin? Mulți experți turci sunt sceptici. Esin Şenol, membru a Uniunii Medicilor Independenți din Turcia, nu recomandă noul vaccin și spune că succesul politic pare a fi guvernului mai important decât acuratețea științifică. Nu pot să evaluez cât de eficient este acest vaccin, fiindcă nu dispun de informațiile necesare. Rezultatele studiilor din faza 1 și 2 nu au fost publicate. De asemenea, nu știm mai nimic despre faza a 3-a. Până nu avem date științifice, nu putem considera asta un vaccin, ci doar un soi de lichid. La fel ca în multe alte țări, varianta Omicron a produs în Turcia o creștere rapidă a cazurilor de infectare. Rata de vaccinare este relativ înaltă. Aproximativ 85% din adulți au fost vaccinați de cel puțin două ori. Dar incertitudinile legate de Turcovac provoacă îngrijorare. Nu știm prea multe despre Turcovac, de aceea nu cred că este prea sigur. Nu m-aș vaccina cu Turcovac, fiindcă nu am văzut date științifice și studii legate de el. Voi primi azi a treia doză de BioNTech. Nu am încredere în vaccinul turcesc, am îndoieli. Nurettin Yiğit a supravegheat procesul de realizare a Turcovac. Spune că îngrijorarea nu este întemeiată. Vaccinul turcesc este la fel de sigur și de eficient ca și altele. Avem cifrele și studiile noastre. Nu avem nicio îndoială în privința eficienței sale. E mai bine să fii vaccinat decât să nu fii deloc vaccinat. Dacă Turcovac ne va ajuta să-i convingem pe cei nevaccinați, aceasta ar fi cea mai mare realizare a noastră. În următoarele câteva luni, cât mai mulți oameni posibil sunt așteptați în Turcia să se vaccineze cu a treia doză din producția indigenă. Potrivit planurilor guvernamentale, Turcovac va fi curând exportat și în alte țări pentru a le ajuta să combată coronavirusul.